da? Doamnelor și domnilor, bine ați venit alături de noi la ședința de lansare, la conferința de lansare a proiectului Investim în viitor. Numele meu este Emanuel Ștefan Marinescu și sunt managerul proiectului. Am deosebită plăcere să dau cuvântul domnului rector, Andy Pușcă, în deschiderea conferinței noastre. Mulțumesc! Universitatea Danubiu se investește în viitor, după cum puteți observa și din titlul proiectului și slide-urile de prezentare. Bună ziua tuturor, bun venit la universitatea noastră. Suntem o universitate care, în lungul celor 22 de ani de existență, a tot investit, iar în ultima perioadă, conform unui plan managerial votat către întreaga comunitate, investește mare. Acest proiect face parte dintr-o serie de proiecte care vizează dezvoltarea resurselor umane, fiind vorba despre programul Bolzdru. Cum investim? Danubienii participă la cursuri de coaching, de training, își deschid mintea în fiecare zi, sunt tot mai avizi de cunoaștere, se transformă, ajung să înțeleagă faptul că suntem un global village, un sat global care presupune doar relaționare, parteneriate, idei și proiecte care trebuie transpuse în practică. Investim în viitorul studenților noștri, pentru că ei sunt cei care transformă universitatea și care ajută persoanele cu experiență să dobândească experiențe noi și să pună în practică visurile mai vechi. De curând discutam despre proiectele Danubius cu partenerii noștri din Germania, cei din China, pentru că universitatea noastră are foarte multe relații internaționale care trebuie să fructificate, puse în practică. Și prezentam că Lațiul și România avem locul viitorului, locul deschiderii, al transpunerii planurilor Europei către Asia, poarta de intrare a Asiei pentru Uniunea Europeană, proiecte mari. Așa ne stăm nouă bine, dar nu bine nou. Contează foarte mult care este continuarea. Și de aceea vreau să felicit persoanele care au avut ideea de proiect. Vreau să le mulțumesc partenerilor noștri care ne ajută zi de zi, că acest proiect se lucrează cu un grafic foarte strâns și niște reguli și termene pe care și noi ar trebui să le învățăm în activitățile din afara proiectelor. Vreau să felicit echipa de management și, în primul rând, pe managerul proiectului, care are o deschidere internațională fantastică și care va dovedi în anii care vin că întreaga noastră comunitate este pregătită să primească din partea studenților străini și a profesorilor străini cunoașterea care există deja în alte părți ale lumii și care aici poate fi adaptată, îmbunătățită, transformată. Avem un plan mare de internaționalizare și de deschidere către antreprenoriat. Proiectele pe care le lansăm aproape zilnic în ultima perioadă, pentru că sunt multe și foarte greu de gestionat, în acest fel mulțumim biroului de administrare a proiectelor, care are foarte multe activități de desfășurat concomitent. Proiectele sunt greu de gestionat și fără ajutorul tuturor colegilor și a partenerilor, nu se poate. Suntem beneficiarii a 6 proiecte, ne desfășurăm activitatea în 8.
Proiectele vizează orientarea în carieră și calitatea în învățământ și sunt parte integrantă a Universității Danubius. Peste o treime, aproape jumătate din personalul Universității este implicat în proiecte. Este un pilon de dezvoltare, o strategie de dezvoltare a Universității și a echipei manageriale. Concomitent, deschiderea către nou și către internațional se face și prin mobilitățile Danubius. Mai mult de o treime din personalul nostru a beneficiat de mobilități, minim o mobilitate, și invit și pe cei care nu au participat încă să acceseze aceste fonduri europene și să se întoarcă altfel, pentru că asta a dovedit experiența recentă, să se întoarcă luminoși, dornici de implementarea unor fapte glorioase pentru zona noastră, pentru că discutăm despre o regiune care are nevoie de dezvoltare. Ne aflăm în aceeași regiune. Suntem câteva universități care trebuie să lupte pentru dezvoltarea comunității. Nu avem timp de pierdut, chiar și ieri, la conferința de lansare a unui alt proiect care vizează sistemele de calitate și internaționalizarea în învățământ, spuneam că relaționarea și parteneriatele sunt cheia succesului. Universitatea noastră parteneră, Dunărea de Jos din Calați, a acceptat și sprijină proiectul care vizează dezvoltarea de noi masterate și programe de studii și a dat startul unei serii de proiecte de viitor, a unor clustere comune în zona de business și a unor poli de competitivitate și, de ce nu, unor programe comune prin intermediul proiectelor, programe de formare inițială sau continuă, prin finanțarea europeană sau finanțarea locală, așa cum se practică în cultura occidentală. Partenerul nostru, Universitatea Tomis, prezent aici, ne face cinstea, onoarea de a ne fi alături. Sprijin acest proiect și ne dorim ca în viitor să avem cât mai multe proiecte comune. Vreau să felicit pe toți danubienii, toți colegii mei, pentru cei care nu știu, noi așa ne numim un brand, pentru că au avut receptivitatea, inițiativa și dorința de a relaționa, de a se înțelege în cadrul echipelor, de a funcționa ca un tot unitar, ca un vector comun și de a înainta în aceeași direcție. Urez succes proiectului, mulțumesc pentru invitație. Suntem într-un moment extrem de important în istoria Universității și sunt convins că peste un număr scurt de luni, sper nu ani, vom gândi și vom acționa altfel. Mult succes! Mulțumim, domnule rector, pentru frumoasele cuvinte și pentru urări și la rândul nostru promitem că vom face tot ceea ce ne stă în putere și mai mult decât atât pentru a atinge rezultatele scontate și chiar a le depăși. E adevărat că sună un pic ciudat în prezent o astfel de afirmație, însă consider că rezultatele propuse trebuie depășite dacă dorim să transformăm regiunea și dacă dorim să reușim în acest proces. E un proces elogios care pornește într-adevăr de la o investiție în viitor. O investiție în care acum 10 ani era aproape invizibilă și care astăzi începe să capete o turnură extrem de interesantă, mai ales în contextul european. Investim în viitor alături de parteneri. Nu o să fac acum prezentarea partenerului, o să încerc să prezint în conferința de lansare strict o sensul proiectului, lăsând partenerul să prezinte singur. Însă,
nu vreau să pierd ocazia să le mulțumesc pentru întreg ajutorul acordat și întreg sprijinul acordat în lansarea proiectului și în toate etapele pe care deja am început să le prelucrăm și să le implementăm. Discutăm despre un proiect cofinanțat din Fondul Social European în Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Proiectul investește în oameni, este pe asta prioritară. 2. Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, domeniul major de intervenție. 2.1. Tranziția de la școală la viața activă. Am pornit la elaborarea acestui proiect tocmai încercând să stabilim o corelație între output-ul universitar și piața muncii. Deoarece în ultimii 20 de ani a existat o discontinuitate între solicitările angajatorilor și ceea ce universitățile puteau să furnizeze pieții muncii, în sensul calificării. Parteneriatul este un parteneriat, așa cum am spus, creat între Universitatea Anungă și Fundația Gaudeamus, Universitatea Domnului din Constanța. Discutăm de un proiect de 18 luni. Am încercat să prezint aici ideea de abordare integratoare, în sensul că parteneriatul este creat în special pentru că se urmărește consiliere și realizarea de stagii de practică, pentru că cele două universități, în virtutea vocațiilor academice, sunt specializate în acest domeniu. Există experiența necesară pentru implementarea proiectului și ca atare, credem că atingerea obiectivelor, mai precis inserția profesională a studenților după finalizarea studiilor, constituie, într-adevăr, obiectivul final al întregii activități pe care partenerii o desfășoară. Acum, este normal că trebuie să luăm în considerare faptul că ambii parteneri dețin în piața locală și în piața națională o serie de relații de colaborare cu angajatorii din regiune, deoarece în momentul de față deja desfășoară stagii de practică cu proprii studenți. Pe de altă parte, proiectul beneficiază de o abordare integratoare, deoarece se urmărește realizarea unui proces de consiliere prin intermediul unui birou de consiliere care va fi integrat în activitatea de bază a promotorului proiectului și care se va susține din resurse proprii după finalizarea perioadei de implementare. Relevanța proiectului este important de expus. Proiectul a fost elaborat pornind de la recomandările, strategiile și obiectivele identificate post-DRU. Documente structurate sub influența analizei situației actuale de plan național și a tendințelor care se conturează la nivel european. Urmărind să se transpună în practică prin măsuri și instrumente active, strategiile care sunt menite să susțină într-adevăr sub toate aspectele capitalul uman, considerat foarte important, cea mai importantă resursă a unei organizații și a societății în general. Cadrul strategic național face practic legătura între prioritățile la nivel european și prioritățile naționale de dezvoltare, stabilite în Planul Național de Dezvoltare. Strategia Planului Național de Dezvoltare se axează pe orientările strategice comunitare privind coeziunea și pe prioritățile agendei Lisabona. Una din cele 6 priorități naționale de dezvoltare ale strategiei Planului Național de Dezvoltare au ca obiectiv global reducerea decalajelor de dezvoltare față de Uniunea Europeană și, în principiu, foarte importantă, respectiv, dezvoltarea resurselor umane. Proiectul este relevant și față de strategia Europa 2020, prin prisma faptului că facilitarea procesului de tranziție de la școală la viața activă contribuie la menținerea pe piața muncii o perioadă cât mai lungă de timp și implicit la reducerea sărăciei. Proiectul se încadrează în obiectivele domeniului major de intervenție 2.1, pentru că vizează activități de consiliere și orientare profesională. El este construit pe baza obiectivelor post-DRU și este în total de acord cu obiectivul general acestuia, referindu-ne special la dezvoltarea capitalului uman. Acum trec la partea care îmi place cel mai mult, descrierea beneficiarilor. Universitatea Anubius este o instituție de învățământ superior, non-profit, persoană juridică de drept privat și utilitate publică, parte a Sistemului Național de Învățământ, acreditată prin legea 409 din 2002 și care funcționează în baza Constituției României, legii învățământului și a propriei carte. Cu peste 3500 de studenți și 85 de cadre didactice în prezent,
cu un istoric de, 20, de peste 20 de ani de activitate, Universitatea La Nobil se bucură de un important prestigiu la nivel național și internațional, având colaborări cu diferite universități din țară și străinătate, răspunzând tuturor schimbărilor care au apărut în contextul educațional, adaptându-se la cerințele și nevoile studenților și, de ce nu, și personalului acesteia. Universitatea La Nobil oferă studenților pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății prin exercițiul următoarelor facultăți. Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe ale Comunicării și Relații Internaționale, venind în sprijinul acestora cu o gamă variată de programe de formare inițială și cursuri post-universitare. Universitatea La Nobil este furnizor de formare profesională și deține o vastă experiență în procesul educațional de tip învățare pe tot parcursul vieții. Corelarea cererii cu oferta vieții muncii reprezintă de asemenea un punct extrem de important pentru activitatea de zi cu zi a universității. În primul rând doresc să vă salut călduros din partea constanțenilor pentru frumoasa primire și pentru posibilitatea de a colucra. În al doilea rând, să știți că am o prezentare, o vedem pe slide-uri, dar o să încerc să vă spun câteva cuvinte de suflet, pentru că, după o asemenea prezentare din partea domnului Marinescu, nu e cazul să vă mai plictisesc și eu în continuare cu tot felul de activități și alte obiective. Deci, noi suntem o universitate tânără, mică, cu orientare pe plan local, în Constanța, dar să știți că de acum 2 ani de zile, în urmă cu 2 ani de zile, încercăm și noi să colaborăm, să avem relații bune și foarte bune cu alți parteneri, cu alte universități. Specializările noastre, noi fiind o universitate cu profil economic, le vedeți, economie, administrare, finanțe, bănci. În cadrul acestui proiect avem două activități foarte importante, și anume aceea de consiliere profesională și de realizare de grupuri de practică. Sperăm ca activitatea, așa cum am început-o sub auspicii foarte bune, să continue, să ducem la bun sfârșit cu rezultate foarte bune acest proiect și, de ce nu, să avem și colaborări mult mai bune și mult mai frumoase pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult și urez succes tuturor și să obținem cât mai mult proiecte naționale și internaționale. Vă mulțumesc!